a luat următoarea decizie. Având în vedere faptul că Partidul Democrat nu este apreciat de către Partidul Liberal Democrat, de pe un partid pro-european, că acest partid a acaparat instituțiile statului, că acest partid a acceptat doar de dragul formalităților anumite reforme în programele de guvernare, dar permanent s-au opus implementării reale acestor reforme, Partidul Liberal Democrat nu va participa la careva negocieri cu Partidul Democrat și aliații săi pentru formarea unei viitoare majorități parlamentare.